Thank you.
Foren 2020 Online este un eveniment organizat sub patronajul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu susținerea partenerii strategici Electrica și Enel România, coorganizator Regional Energy Day Rom Electro, coorganizator Discussion Sessions Opcom, partenerii ADREM, AFR, Complexul Energetic Oltenia, CES Group, Deloitte, NG, E.ON, Hidroelectrica, Horvat & Partners, Met Romania Energy, Nuclear Electrica, OMV Petrom, Price PricewaterhouseCoopers, Romgaz, Siemens, Siemens Energy, Transelectrica, Transgaz, Vimetco, Alro. Academii și universități: Academia Română, Universitatea Politehnică a București, Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Politehnică a Timișoara, Universitatea Gheorghe Asachi din Iași. Partener media: The Diplomat Bucharest, Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, Buff Media, Energy Industry Review, energynomics.ro, Energy World, Financial Intelligence, Focus Energetic, Invest Energy, Monitorul de Petrol și Gaze, Petroleum Club, Revista Tehnică și Tehnologie, Universul Ingineresc. Le mulțumim partenerilor și coorganizatorilor Foren 2020 Online pentru sprijinul acordat. Bună dimineața! Bine ați venit la Foren 2020, versiunea online, în ziua a treia. Ziua de azi este dedicată lucrărilor științifice, ce vor fi prezentate de autorii acestora. Prezidiul zilei de astăzi este format din
domnul profesor dr. inginer Nicolae Golovanov, președinte, și membrii, domnul dr. inginer Ghiță Indre și domnul profesor dr. inginer Muceatescu Virgil. Astăzi vor fi prezentate lucrări din seziunea DS1, Energy Policy in the Transition Period, Power Supply Security, seziunea DS2, Energy Market in the Transition Period, Integration of the Renewable Sources, și DS5B, Clean Coal Technology and District Heating. În această zi, vă rugăm autorii și moderatorii să fim atenți și să urmăm câteva reguli. Lucrările vor fi prezentate în limba română, chiar dacă slide-urile vor fi în limba engleză. Slide-urile vor fi ridicate, partajate pe ecran cu share screen de către autori. Fiecare prezentare are alocat un timp de maxim 10 minute. Vă rugăm insistent să-l respectăm, având în vedere faptul că sunt circa 40 de lucrări ce vor fi prezentate în cursul zilei de astăzi. Vă rugăm cei care, autorii care sunt logați în camera, în platforma Zoom, să țină microfonul închis și camera închisă până la momentul la care sunt invitați să facă prezentarea de către moderator. La momentul în care se încheie prezentarea și moderatorul transmite mulțumirile, vă rugăm să închideți camera și microfonul. Vă rugăm la terminarea prezentării să faceți stop share screen, care opțiune pe care o găsiți în partea de sus a ecranului. După acestea, autorii care au prezentat lucrarea, vă rugăm să vă mutați pe canalele de streaming anunțate de către noi, pe Facebook și pe YouTube, astfel încât să puteți să faceți loc pentru următoarea sesiune care va fi pregătită pe parcursul prezentărilor din sesiunea existentă. Vă mulțumesc și vă urăm succes, iar acum dau cuvântul domnului dr. inginer Ghiță Indre, care este responsabil pentru prima sesiune DS, să facă moderarea pentru cele 11 lucrări, începând cu o alocuțiune legată de trendul și de direcțiile de acțiune în zona sectorului de energie pentru tematicile anunțate. Vă mulțumesc! Bună dimineața! Titlul secțiunii DS1 este Politici energetice în perioada de tranziție, securitatea alimentării sau aprovizionării cu energie. Trăim într-o perioadă complicată din istoria omenirii. Există în prezent o serie de provocări fără precedent care se manifestă la scară globală și se regăsesc în diferite forme de manifestare la scară regională, națională și comunitară, dar și în existența individuală a oamenilor viețuitori pe planetă. Sunt provocări de natură politică, de natură economică, de natură socială, care se cer rezolvate pentru binele omenirii. Pentru soluționarea acestor probleme și punerea lor de acord în vederea evitării marilor catastrofe, cum au fost cele două războaie, statele lumii au hotărât după al doilea război mondial să înființeze Organizația Națiunilor Unite. Asigurarea necesarului de energie pentru nevoile crescânde
pentru acoperirea cererii globale în continuă creștere este una din marile probleme care trebuie rezolvate în lumea contemporană și care influențează și determină soluționarea corectă a tuturor celorlalte aspecte menționate anterior. Consiliul Mondial al Energiei este o organizație care funcționează ca și consultant pentru Organizația Națiunilor Unite, ca și consultant de specialitate pentru domeniul energiei la scară globală și concentrează competențele, expertiza, înțelegerea și formularea răspunsurilor la problematica energiei, având o poziție neutră, neangajată politic și fundamentată științific și obiectiv. Consiliul Mondial al Energiei are ca membri peste 100 de comitete naționale care, în calitatea lor de organizații neguvernamentale, profesionale, reprezintă în majoritatea cazurilor consultanți de specialitate pentru guvernele naționale în misiunea lor de a asigura dezvoltarea economiilor naționale spre binele popoarelor, în acord cu dezvoltările politice, în plan regional, european, nord-american, asiatic, african, etc., și cu restricțiile care rezultă din aceste structuri regionale și obligațiile asumate prin angajamentele din dreptul internațional. Politicile energetice, elaborate la nivel regional, de exemplu Uniunea Europeană, și la nivel național, sunt instrumente și documente programatice pentru punerea în aplicare a strategiilor care, la rândul lor, se bazează pe studii și scenarii de dezvoltare pentru a căror traducere în fapt e nevoie de analize, cunoaștere, decizii și acțiune. Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei organizează foren din 2 în 2 ani cu intenția generoasă de a aborda problemele regionale și cu speranța că demersul va găsi înțelegerea și colaborarea din partea comitetelor naționale din regiune, ceea ce, din păcate, nu se întâmplă întotdeauna. Secțiunea de comunicări științifice cu titlul menționat anterior, DS1, care începe acum în această ediție a FOREN, prezintă un număr de 11 lucrări, rezultate din eforturile de documentare și cercetare ale elaboratorilor de lucrări, care, conștienți de problematică, pot oferi soluții la aceste probleme de dezvoltare, de exploatare, de întreținere și valorificare eficientă a infrastructurii energetice și a resurselor din domeniul energiei de care este atâta nevoie. Salutăm, în sensul celor spuse mai sus, participarea colegilor din Republica Moldova, care dau sens adjectivului regional din denumirea FOREN. România și Moldova sunt parte integrantă a regiunii gândită de CNRCME, care era de fapt mult mai mare, imaginată ca reprezentând zona centrală și sud-est a Uniunii Europene. Sintagma, sub semnul căreia se desfășoară lucrările FOREN 2020 și sub semnul căreia se desfășoară de fapt întreaga activitate a sectorului energiei la scară globală, este perioada de tranziție. Tranziția este trecerea de la modul actual de producere, transport, distribuție, comercializare și utilizare a energiei și a resurselor energetice la un alt mod, care să fie cât mai prietenos cu mediul înconjurător, să asigure ceea ce numim dezvoltarea durabilă, să fie cât mai eficient din punctul de vedere al asigurării a accesului la energie și resurse pentru toți locuitorii planetei și să asigure securitatea alimentării cu energie pe termen scurt, mediu și lung. Transformările identificate pentru atingerea acestor obiective sunt în principal decarbonizarea, reducerea emisiilor de gaze de seră, care sunt cauza schimbărilor climatice ce determină încălzirea planetei. Digitalizarea, care înseamnă promovarea cuceririlor tehnologice contemporane, dezvoltarea instrumentelor și metodelor inteligenței artificiale
și a rețelelor inteligente pentru integrarea surselor regenerabile cu toate beneficiile care le aduc. Descentralizarea producerii energiei electrice, care permite promovarea valorificării resurselor regenerabile, nepoluante, fără emisii de gaze de seră, democratizarea, adică implicarea activă a utilizatorilor finali în găsirea de soluții la problemele sectorului energiei, dereglementarea, adică promovarea piețelor de energie a concurenței ca motor al progresului, al reducerii costurilor și al creșterii eficienței în utilizarea energiei și resursele. Toate aceste aspecte se regăsesc în abordările din lucrările prezentate în această secțiune și reflectă actualitatea preocupărilor de cercetare și inovare a autorilor acestor lucrări și actualitatea acestor teme și subiecte ca priorități ale politicilor și strategiilor energetice la nivel național, regional, european și global. Problematica securității în alimentarea cu energie este tratată în lucrările colegilor din Republica Moldova, plecând de la realitatea economică și politică din această țară. Din punctul de vedere al CNRCME, organizatorul acestui eveniment important în condițiile severe generate de pandemia coronavirus, eu țin să le mulțumesc tuturor autorilor care prezintă lucrări în această secțiune, să îi felicit pentru preocupările și strădaniile dumnealor și pentru rezultatele obținute, să le urez mult succes în continuare, cu speranța și convingerea că ne vom reîntâlni față în față la Foren 2021 în peisajul mirific al Mării Negre. Acestea fiind spuse, putem trece la prezentarea lucrărilor în ordinea în care ele au fost stabilite în programul final comunicat. Prima lucrare, 1.1, are titlul Smart Strategies for Transition in Coal Intensive Regions, Case Study Jiu Valley, Micro Region, Step Forward and the Tracer European Project. Autorii sunt domnul Marian Dobrin, domnul Ioan Eduard Chițescu, doamna Cristina Ioana Dima, doamna Gloria Popescu, doamna Sabina Iremie și Emilia Dunca, din cadrul ISPESH, din cadrul Asociației Institutului Social Valea Jiului. Prezintă doamna Gloria Popescu. Vă rog. Bună dimineața și bine v-am găsit și vă mulțumesc din suflet pentru această oportunitate și felicitări organizatorilor. O să dau share screen ca să reușesc să mă încadrez în cele 10 minute de prezentare. Vă rog frumos să-mi confirmați că se vede pe ecran. Este în regulă? Nu. Acum? Un moment. Acum cred că este ok. Da? Nu. Page down? Nu? Share screen. Mai încercați. Share screen. Share. Acum? Acum este în regulă, cred. Mă auziți? Este foarte bine, da? Și se vede ecranul? Se vede, da. Bun, perfect. Titlul în limba română și voi face prezentarea în limba română, slide-urile vor fi în limba engleză. Titlul prezentării, strategii inteligente pentru tranziția regiunilor cu utilizarea intensivă a cărbunelui, studiu de caz Valea Jiului. Și voi prezenta etapele parcurse până în prezent în cadrul proiectului European Tracer. Foarte pe scurt contextul, un slide despre proiect, studiul de caz și câteva concluzii. Contextul analizei pe care noi am derulat-o
în principal are în vedere European Green Deal-ul, care are niște ținte drastice în ceea ce privește reducerea gazelor cu efect de seră de 50-55% pentru 2030, mai sus decât țintele impuse prin cadrul energie schimbări climatice 2030, care erau de 40%. O altă inițiativă europeană este platforma regiunilor carbonifere în tranziție, sau corect spus, a regiunilor cu utilizare intensivă a cărbunelui, care a fost înființată în 2017 și care face eforturi să sprijine 41 de regiuni către o tranziție responsabilă de la cărbune și atrage atenția asupra aspectelor multiple, numai dacă ne gândim la cei 185.000 de angajați în sectorul cărbune și în sectoarele conexe. Valea Jiulila este membra acestei platforme europene, care include la acest moment 20 de regiuni din Europa. Și un alt element extrem de important este mecanismul tranziției juste, acel mecanism care gestionează un fond de sprijin financiar. Foarte pe scurt despre proiectul Tracer și vă invit călduros să accesați pagina de web a proiectului. Acest proiect a primit finanțare din partea Uniunii Europene prin programul Orizont 2020 pentru cercetare și inovare. A demarat în 2019 și este coordonat de firma din Germania WIP Renewable Energies. Include un consorțiu de 15 membri din 11 țări. Scopul proiectului Tracer este de a sprijini 9 regiuni intensiv carbonifere aflate în etape diferite ale procesului de tranziție din punct de vedere energetic, în vederea elaborării strategiilor regionale de cercetare-inovare, a foilor de parcurs și realizarea unui schimb de experiență pentru a facilita tranziția către sisteme energetice durabile. Cele 9 regiuni incluse în proiect sunt punctate pe harta de pe slide. Avem Bulgaria cu regiunea sud-est, avem Cehia cu Boemia de Nord, Germania cu Lusația, Grecia cu Macedonia de Vest, Polonia cu Silezia Superioară, Valea Jiului din România, Kolubara din Serbia și Donetsk din Ucraina și, în ultimul rând, Țara Galilor din Marea Britanie. Proiectul se derulează pe 3 ani și încearcă să mobilizeze o gamă cât mai largă din părțile interesate din cele 9 regiuni europene, să dezbată aspecte importante din domeniile tehnologiilor energetice, a protecției mediului și, extrem de important, aspectele sociale și ale pieței muncii. Din păcate, atât starea de urgență cât și starea de alertă au afectat activitățile din Valea Jiului, nefiind posibilă derularea corespunzătoare la procesului de descoperire antreprenorială, dar vom face eforturi să recuperăm. După cum știm, mediul virtual este o opțiune, dar nu pentru toate categoriile părților interesate care sunt vizate de proiect. Regiunea Văii Jiului este poziționată în zona, în regiunea de vest. Regiunea de vest care include 4 județe. Valea Jiului are o suprafață estimată de 1033 de kilometri pătrați. Se află în județul Hunedoara și are o populație conform statisticii de circa 135.000 de locuitori la nivelul anului 2018. Am punctat în slide câteva elemente interesante ca indicator, să le spunem, care prezintă o evoluție și o evoluție în scădere a unor elemente, considerăm noi, esențiale. Comparativ anii 90 cu anul 2018, la nivelul populației, pe care observăm că este în scădere, regiunea respectivă trecând prin acel fenomen de shrinking communities,
Avem zona salariaților din domeniul minier, care are o scădere dramatică de 95% din anii 90 până în 2018. Minele active din 17 mine subterane am ajuns doar la 4 mine subterane active, din care una, din păcate, este la ora actuală inundată după ploile torențiale din această vară. Avem o producție de huilă care este din nou în scădere dramatică din anii 90 în anul 2018. Crește semnificativ populația aflată în prag de sărăcie și crește șomajul și în special în rândul tinerilor, care este un semnal serios de alarmă. Deținătorii de licență de exploatare a huile în Valea Jiului, conform ANRM, sunt Complexul Energetic Hunedoara și Societatea Națională de Închideri de Mine Valea Jiului, care a exploatat până în 2017 una din minele pe care le are în gestiune. Acum toată producția a încetat și activitatea se referă strict la închidere și post-închidere. Cărbunele din Valea Jiului, chiar dacă este lipsit de pirit, are un conținut ridicat de sulf, fiind slab din punct de vedere energetic, fără potențial de export, fiind utilizat strict pentru producerea și furnizarea de energie electrică și căldură. Și după cum observăm, productivitatea complexului energetic Hunedoara scade dramatic și eficiența de exploatare la fel. Ce am analizat? Am analizat situația existentă la nivelul producției de huilă, capacități instalate. Practic a fost făcută o analiză a parcului energetic la nivelul regiunii Văii Jiului, ce avem instalat pe huilă, ce avem ca parte de exploatare de huilă și în zona surselor regenerabile de energie. Pe partea de huilă, știm cu toții, Complexul Energetic Hunedoara are două entități. Una dintre ele se află pe teritoriul, pe amprenta Văii Jiului, sucursala electrocentrale Paroșeni, care are 150 de megawatți electrici instalați și 120 de megawatți termici pe CAF-ul pentru energie termică. Conform Planului Național Integrat de Energie Schimbări Climatice din aprilie 2020, cota de piață a complexului energetic Hunedoara în 2018 a fost doar de 1,55%, comparativ, de exemplu, cu complexul energetic Hunedoara, care a avut 22,82% cota de piață în 2018. Producția de huilă, așa cum am mai menționat, scade cu 44% în 2018 față de 2016, iar costurile de producție nu sunt acoperite nici 50% din veniturile realizate. O eficiență a complexului care își menține tendința de scădere. O problemă socială majoră o considerăm aspect legat de termoficarea din Valea Jiului. Termoficare care, din păcate, este falimentară, iar provocările sociale sunt majore. Dacă ne uităm la cifrele din tabel, vedem că față de anii 90, când aveam 35.000 de consumatori... Doamna Popescu, mai aveți un minut. În 2018 am ajuns la 2.500. Rapid. Din punct de vedere resurse regenerabile, partea de hidro, reprezentată dar foarte slab, zona de biomasă începe să se simtă, iar în ceea ce privește soarele și vântul, sperăm că zona de prosumatori și în cele 14.000 de contracte aprobate de către AFM se află și zona Văii Jiului. Din păcate nu avem date concrete din regiune în acest sens. Ce analiză am mai făcut la nivelul protecției mediului? Problemele care au rămas la nivelul protecției mediului se referă la problemele de subsidență și la instabilitatea mecanică a versanților sterilului și problema poluării estetice. Rapid, aș vrea măcar să închei cu concluziile. Partea de social, care este extrem de gravă, analiza care se încheie cu un top al provocărilor și al oportunităților pe care
le-am analizat și le-am scos în evidență. Și ce pot să spun ca concluzie este că considerăm necesară o tranziție treptată la un sistem energetic bazat pe resurse regenerabile a microregiunii Văii Jiului, prin trecerea de la cuile la gaze naturale, știind că energia eoliană și solară sunt surse variabile, incapabile să asigure întreaga cerere de energie, în special în condiții meteo extreme. De asemenea, tranziția etapizată va asigura intervalul de timp necesar investițiilor în rețelele de distribuție a energiei și în sisteme de stocare a energiei electrice. O abordare reușită a provocărilor socioeconomice ale tranziției de la cărbune, dacă facem astfel de abordare, Valea Jiului constatăm că are nevoie de o strategie și de politici eficiente axate pe capitalul uman, un sprijin financiar și un dialog și un angajament responsabil din partea comunităților locale. Un pas foarte important îl face Ministerul Fondurilor Europene prin strategia pe care o dezvoltă pentru Valea Jiului. De asemenea, ideea de a dezvolta acest ITI mecanism financiar pentru a sprijini financiar Valea Jiului și sperăm ca și proiectul Tracer să contribuie la efortul acestui proces de tranziție. Există și o întrebare. Mulțumesc. Există și o întrebare pentru dumneavoastră. Da. Dacă știți care a fost producția de huilă în anul 2019? În 2019, nu pot să vă spun acum, dar mă uit pe rapoartele Consiliului de Administrație și pot să ofer acest răspuns. Analiza am făcut-o până în 2018. Mulțumim. Dacă îmi spune și cine a întrebat, pot să transmit. Nu. Ne transmiteți nouă și eu să comunicăm. Okay. Mulțumim doamnei Gloria Popescu. Următoarea lucrare este... are titlul Electricity Revival from Dark to Bright, foarte provocator, autor domnul Ciprian Diaconu, Transelectrica. Există? Există, dar aștept să dispară ecranul. Ok. Ok, sper că sunt auzit și vedeți. Am pus prezentarea mea pe ecran. M-auziți, da? Da, se aude. Da, ok, perfect. Atunci aș vrea în primul rând din partea Comitetului Național Român SIGRE să felicit Comitetul Național Român Consiliul Mondial al Energiei pentru modul de desfășurare al conferinței de zilele acestea. Să sperăm într-adevăr că pandemia va trece și ne va oferi posibilitatea de a și avea discuții față în față, unul la unul sau într-un grup de mese rotunde în care să ne putem dezvolta ideile pe care le-am avut. Lucrarea pe care aș dori să o prezint este mai mult o abordare filozofică pe care ar putea să o ia în considerare în special laboratorii de strategii, dar și cei care lucrează la baza piramidei din sectorul energetic. Este un moment important de cotitură în istoria energetică a omenirii și pentru aceasta aș vrea să pun în evidență câteva lucruri. Ca inginer, cred că, într-adevăr, tehnologia poate să facă lumea ceva mai mică și un loc în care să putem să trăim cu toții în condiții cât mai bune. Cu toate acestea, aproximativ 1,3 miliarde de persoane pe această planetă nu au acces la serviciul public universal. Cred că uităm de foarte multe ori că energia electrică este un serviciu public universal care trebuie să fie accesibil pentru toată lumea. Planeta Pământ beneficiază de energie de la Soare, care teoretic, ceea ce primim în decurs de o oră, ar putea să fie necesar pentru un an, pentru a acoperi nevoile de energie. Cu toate acestea, resursele regenerabile sunt destul de puțin prezente încă la nivel global, acoperind doar 5% din cererea de energie.
Iar ceea ce cred că ar trebui ca cei care fac strategiile și politicile energetice nu este doar electrificarea, care, din câte știm, încă și în România mai suferă până anumite regiuni ale țării, dar să fie asigurată în principal o dezvoltare socială și economică. Ce se întâmplă? Că energia solicitată de către consumator crește din ce în ce mai mult, iar lipsa acesteia inhibă dezvoltarea economică. Populația globului crește, dezvoltarea economică se observă, inclusiv a industriei, consumul per capita crește datorită modului de viață schimbat al multora dintre noi. Sunt domenii din sunt alte domenii economice, cum ar fi transportul în mod special, care presupune o creștere a consumului, dar în același timp există și tendința de a reduce amprenta de CO2 sau chiar amprenta gazelor cu efect de seră. Strategiile care ar trebui să fie propuse ar trebui să aibă să aibă în vedere o accesibilitate a energiei și în principal decuplarea emisiilor de gaze cu efect de seră de dezvoltarea economică. Sunt soluții pentru a le combina într-un mod foarte bun. Reconstrucția sectorului energetic este în fața unor schimbări dramatice. Creșterea producției de energie, în special datorită surselor regenerabile, trebuie să crească eficiența energetică atât la producție cât și la consumatori. Lărgirea piețelor de energie, apariția microrețelelor și un număr din ce în ce mai mare de rețele de transport. Poate pentru a înțelege lucrurile mai bine am încercat să le sintetizez într-un concept care se cheamă 5D, democratizare, decarbonizare, dereglementare, descentralizare și digitizare. Ce înțelegem prin democratizarea energiei? Accesul la energie, precum și posibilitatea de a alege sursa de energie pentru fiecare consumator în parte. O dezvoltare economică sustenabilă permite crearea de locuri de muncă, în special în economiile emergente, în economiile în dezvoltare. Vorbim foarte mult de generarea distribuită ca un mijloc foarte eficient pentru asigurarea energiei pentru toți consumatorii. Majoritatea proiectelor de regenerabile astăzi nu mai au nevoie pentru dezvoltarea economică de scheme de promovare. A apărut și fenomenul că sunt consumatori care preferă să-și reducă amprenta de carbon fără a plăti un preț suplimentar pentru faptul că energia cumpărată este energie verde. Despre decarbonizare, sigur, cărbunele a cam luat-o puțin la vale, 40% pe plan internațional din producție este asigurată de centralele pe cărbune, care generează 65% din cantitatea totală de dioxid de carbon. Sigur că gazul natural este mult mai curat decât cărbunele și este observat ca o soluție de tranziție. Din punct de vedere al infrastructurii de transport, aceasta trebuie să fie reconstruită, updatată la noile cerințe, având în vedere că multe dintre instalațiile, inclusiv cele de producție, vor fi în funcțiune până în anul 2050. Dereglementarea. Guvernele ar trebui să aibă și să întărească o viziune pentru energia verde, stimulând inovarea în investiții de scară largă pentru a trece de la producțiile de generarea de carbon intensivă. Trebuie să introducă în aceste viziuni toate tehnologiile de surse regenerabile, solare, vânt, onshore, offshore, biocombustibili, mare, energie geotermală, etc., etc.,
cele aflate în faza inițială de dezvoltare având nevoie de suport financiar. Foarte important că în aceste strategii promovarea resurselor regenerabile datorită volatilităților trebuie să fie pusă împreună cu capacitățile de stocare. Un alt lucru foarte important... Două minute? Nu se poate. Cred că nu e cazul. Ok. Eficiența este un lucru foarte important și trebuie să luate măsuri la nivelul consumatorilor în mod special. Descentralizarea. Despre descentralizare aș vrea să spun doar că dacă până acum producția urmărea consumul, acum există inițiative și noi mecanisme de piață care se uită la posibilitatea ca consumatorii să urmărească producția de surse regenerabile. Stocarea trebuie să devină o verigă importantă a lanțului de la producție la consumator. Despre digitizare s-a vorbit foarte mult, poate să asigure o evidență mult mai bună a consumurilor în toate punctele de vedere și în industrie, inclusiv în partea de consumatori casnici. Important este că odată cu digitizarea, generația denumită Millennium este mult mai aplecată către consumul de energie electrică verde și companiile trebuie să facă toate eforturile în acest sens. Din punct de vedere al conceptului de Green Deal european, vă prezint un scenariu realizat în cadrul unui proiect la care a participat și Transelectrica. Acest scenariu presupune reducerea gazelor de seră până în anul 2050 complet. Datele de intrare ale acestui scenariu sunt că prețul la dioxidul de carbon în Uniunea Europeană este foarte mare, că energia va fi bazată exclusiv pe surse regenerabile, nu vom avea energie nucleară, sigur că există foarte multe discuții pe această temă, și nu vom avea combustibil fosil cu stocare de carbon. Stocarea apare la toate nivelele, alături de sursele regenerabile, de la cele la mici nivele de tensiune până la noduri importante ale sistemului de transport. Eficiența energetică trebuie să joace un rol important prin pârghiile date de demand-side management și flexibilitatea transportului electric. Nu se vor importa combustibili fosili și numai surse regenerabile vor fi importante din Uniunea Europeană. Toate aceste lucruri le puteți observa în graficul pe Janjen de mai jos, în care sigur că da, apare și o creștere economică prin indicatorul GDP. Eu am înțeles 9 minute, încerc să mă încadrez în cele 9 minute acordate. România este într-unul dintre coridoarele europene, este un document al Uniunii Europene, putând juca un rol foarte important nu numai în regiunea sud-est europeană, cât și în partea de zonă Europa Middle East. Despre sursele regenerabile n-aș vrea să vorbesc foarte mult. Marea lor problemă este că au o producție volatilă și că se bazează majoritatea pe convertori care conduc la reducerea inerției sistemului, aducând câteva probleme legate de stabilitatea sistemului. Sigur că poate să existe tot felul de soluții, sunt prezentate mai pe larg în lucrare. Unele dintre ele trebuie să ne gândim la ele, altele sunt deja implementate. Aș vrea să subliniez faptul că pentru grupurile mici regenerabile ar trebui să fie adaptate condițiile codului de rețea, astfel încât să nu existe costuri suplimentare datorită sistemului. Un lucru foarte important, apariția surselor regenerabile în rețeaua de distribuție și transformă rețeaua de distribuție într-o rețea activă. Trebuie să vorbim despre
Distributed System Operator, adică să-și rezolve problemele la nivelul zonei pe care o gestionează. Toate aceste lucruri mici în cadrul unui grup internațional din cadrul SIGREU-ului au fost puse într-un concept, rețeaua de transport internațională. Scopul este de a demonstra utilitatea și fezabilitatea unui astfel de sistem folosind doar surse regenerabile din diverse părți ale planetei, încercând să nască câteva coridoare, cum sunt definite în acest slide. Și totul se bazează pe o analiză cost-beneficiu, ținând cont de potențialul solar, potențialul de vânt în diverse zone ale lucrului. Ceea ce demonstrează acest studiu de fezabilitate... Să concluzionați. Da, imediat. Că există o reducere a costului și că trebuie să existe o viziune globală asupra unui astfel de lucru. Ca concluzie, aș spune doar că dacă reușim să înțelegem acest concept de 5D, vom descoperi că soluția este practic o sinergie a lucrurilor mari împreună cu cele mici, a celor locale, cu cele globale. Nu este o singură soluție de a extinde capacitatea rețelei, pentru că e un cost foarte mare, dar trebuie avut în vedere și alte lucruri de optimizare în planificare și în operarea rețelelor. Nu uitați că vine generația mileniu, va veni la putere și își va dori acest lucru pe care ar trebui să-l lăsăm noi. Soarele, apa, vântul nu presupun costuri ale energiei și electricitatea ar trebui să fie considerată o nevoie primară a oamenilor alături de apă, aer și mâncare. Eu v-aș mulțumi pentru timpul alocat, vă aștept și la conferințele SIGRE, care sper să se ridice la același nivel. Domnului director. Mulțumim domnului doctor inginer și trecem la următoarea lucrare. Următoarea lucrare este din partea Transelectrica, Technical Policy Regarding the Active Health Center, the Active Health Center of CNTE Transelectrica. Un colectiv format din domnul Ștefan Bogdan Leu, Cătălin Lișman și Oana Lebedev. Prezintă. Bună dimineața. Bogdan Leu, eu o să prezint lucrarea. Mulțumesc, domnul Leu. Aveți 9 minute. Ok. Bun. Vă rog să mă confirmați că se vede prezentarea. Se vede. Ok, mulțumesc frumos. Numele meu este Bogdan Leu. Aș dori să spun, să salut toți participanții la această primă sesiune de lucrări științifice. Sunt inginer în cadrul Transelectrica, la Direcția Tehnică, Eficiență Energetică și Tehnologii Noi. De asemenea, sunt și membru Future Energy Leaders, care este filiala de tineret a CNRCME. Iar astăzi o să prezint o lucrare care are la bază a patra politică tehnică a Transelectrica privind digitalizarea activelor, dintr-o serie de patru astfel de documente, primele trei referindu-se la conceptul de stație digitală, care este deja un proiect în implementare în cadrul Transelectrica, și celelalte două, conceptul de GIS, respectiv OMS. Această lucrare a fost realizată împreună cu domnul Cătălin Lișman, manager cercetare inovare în cadrul Direcției Tehnice, care a fost și coordonatorul acestei serii de documente tehnice ce țin de inițiative Transelectrica în domeniul digitalizării, și totodată colega mea, Oana Lebedov, care este și ea tot inginer în cadrul direcției. Ca și introducere, o să vorbesc puțin despre conceptul de sănătate active și de ce este acesta important în cadrul operatorilor de rețea, așa cum este Transelectrica. Operatorii de rețele electrice au implementat soluții de sănătate activelor în cadrul strategiei de management al performanțelor activelor de-a lungul timpului pentru a optimiza activități de mentenanță. De la strategii de mentenanță clasice pe care le cunoaștem, bazate pe timp, la strategii de mentenanță mult mai analitice, predictive și proactive. Centrele de sănătate active
prinsă de un concept bazat pe tehnologii digitale, care prin funcționare interconectată și interoperabilă dintre diferite dispozitive, echipamente care înglobează aceste active, transformă datele monitorizate și colectate în timp real de la echipamente din teren, din stațiile electrice, cum este cazul nostru, în informații acționabile care ajută clienții să gestioneze costurile de operațiune și de mentenanță, reducând astfel la minimum riscul și îmbunătățesc fiabilitatea activelor pentru a evita diferiți timp de oprire pentru clienții finali. Bun. Centrul de sănătate activă și proiectul pilot de stație digitală Alba Iulia. Proiectul pilot de stație digitală Alba Iulia este un proiect care se află în desfășurare, așa cum am mai spus. Este practic proiectul care își dorește să înglobeze toate inițiativele noastre de digitalizare și să fie prima stație full digitală din cadrul Transelectrica. Iar centrul de sănătate active, despre care vorbesc, va fi dezvoltat odată cu acest proiect. Conceptul de stație digitală Transelectrica va promova tehnologii inovatoare asociate acestui concept, ținând cont de soluțiile promovate de cei mai buni furnizori din domeniu. Și totodată va fi și un element de bază pentru creșterea siguranței și fiabilității în cadrul Transelectrica. Bun. Unul dintre elementele cheie ale stații digitale care va fi la Alba Iulia va fi reprezentat de atingerea țintelor ce țin de managementul activelor. Lucru ce va fi reprezentat prin implementarea acestui centru de sănătate, având următoarele caracteristici minimale. Software de analiză predictivă, conceput special pentru operatorii de rețea, modul mentenanță pentru o mentenanță optimizată și managementul sănătății activelor, pentru care este nevoie de o înțelegere integrată a echipamentelor în sine, prin intermediul centrului. Managementul performanței activelor este mai mult decât tehnologie. Soluțiile care implementează managementul performanței activelor sunt mai mult decât instalarea unor senzori sau soluții punctuale, așa cum se procedează în momentul de față când se retehnologizează diverse stații. Managementul performanței activelor reprezintă o soluție integrată la nivel de organizație și care permite acestea să performeze la nivel de excelență, asigurând o transpunere reușită a standardelor și bunelor practici în managementul activelor. Iar în partea dreaptă este prezentată o figură cu conceptul standard referitor la soluțiile de managementul performanței activelor, unde în funcție de evaluarea indicatorilor de risc și strategia impusă se fac analize în vederea acțiunilor de exploatare, respectiv mentenanță. Iar pe care mai aveți 2 minute. Deja? O să mă gândesc. Printre scopurile și beneficiile înființării centrelor, enumerăm, în primul rând, prevenirea defecțiunilor, optimizarea proceselor de operare, supraveghere, mentenanță și restul se pot găsi în acest slide. Nivelul de performanță setat la nivel internațional. La nivel internațional s-a ajuns la un numitor comun prin maturitatea unor soluții de management al activelor, care se includă și centre de sănătate, iar cele deja implementate au ca și fundament standarde de referință în domeniul managementului activelor și smart grid, module specifice operaționale cât și manageriale, iar în figura de sus din partea dreaptă putem observa pe partea de monitorizare, diagnosticare și prognoză lucrurile pe care trebuie să rezulte din exploatarea centrului de sănătate, și anume să parte de monitorizare, să vedem dacă obține informații dacă activul este încă funcțional, dacă se încadrează în parametrii și limite, pe partea de diagnosticare, ce restricții deține activul, dacă este critică starea și așa mai departe. Bun, ca și metodologie de operaționalizare a conceptului, va urmări îndeplinirea următoarelor obiective. Centrul, cum am spus, va fi instalat toată cu proiectul pilot de stație digitală Alba Iulia. Blocurile din cadrul arhitecturii țintă, pe care o să vă prezint la slide-ul următor, va fi prezentată conform propriilor specificații ale companiei, metodologii, NTI-uri, familie de politici de smart grid, de cercetare, inovare și așa mai departe. Aveți un minut. Apropiați-vă de concluzie. Imediat.
Iar aici este prezentată arhitectura țintă a Centrului de Sănătate Active. Arhitectură întocmită conform modelul standardizat IEC de mapare Smart Grid. Pe scurt, aceasta este delimitată pe 6 niveluri de proces, de teren, stație, operare, organizație și piață. În partea de proces se remarcă echipamentele din stație cu senzorii de achiziție date instalați, date care sunt transmise în registrele de date a stației, de unde pot fi gestionate mai departe local, prin terminare mobile, cum ar fi printr-o laptop sau o tabletă, ori de la nivelul camerei de comandă în SCADA. La nivele superioare de operare, de la dispeciul energetic central sau teritorial, datele și graficele rezultate microfonul, nu se mai vede. Oferite de centru se vor face prin intermediul magistrat de date a rețelei de comunicații de legătură. Aici avem un slide și cu toate nivelurile de maturitate în managementul activelor, toate tipurile de mentenanță. Unele companii au implementat doar o parte din acestea, dar un centru de sănătate cu adevărat performant îndeplinește toate aceste niveluri de mentenanță. Concluzii. Am ajuns la concluzii. Ok. Iar, ca și concluzii, valorificarea centrului în cadrul Transelectrica se va face, în primul rând, odată cu finalizarea proiectului pilot de stație digitală Alba Iulia și va fi replicat în continuare prin intermediul altor proiecte de această natură și de o încărcătură foarte, foarte importantă privind digitalizarea. Vă mulțumesc frumos dacă aveți întrebări. Mulțumim foarte mult domnului inginer. Următoarea lucrare este intitulată Renewable Sources Competitiveness to Cover Republic of Moldova Electricity Demand, elaborator comandant Ion, Prepeliță Iuliu și Turcușianu Lilia, Institutul de Energetică al Republicii Moldova. Cine prezintă? Prezintă Ion Comendant. Sper că se vede bine, da? În primul rând aș vrea să exprim mulțumirile și recunoștințele organizatorilor pentru acest eveniment și posibilitatea de a prezenta rezultatele unui studiu efectuat la Institutul Energetic. Așadar, scurt, vreau să spun câteva particularități a sistemului electroenergetic național. Ele sunt bine cunoscute, dar în context este important să le menționez încă o dată. Deci, în primul rând, Moldova e dependentă de zăcămintele, adică de combustibil fosil obișnuiți, în proporție 75%, și importă energie electrică la nivelul de 85%. Totodată, dispune de suficient potențial pentru acoperirea cererii de energie electrică de la surse regenerabile de energie electrică, dar totodată, aceste surse sunt încă scumpe și pentru următorii 10-15 ani nu pot fi examinate fără a lua considerație alte aspecte. Adică un cost adițional în favoarea promovării SRE este justificat doar în condițiile în care sursele uriene și fotovoltaice aduc valoare adăugată la creșterea securității energetice și totodată la atenuarea emisiei de gaze cu efect de seră, lucru care de fapt și se întâmplă. Deci lucrarea de față este chemat să identifice condițiile în care scenariul 100% surse regenerabile de energie, pe medie și lungă durată, este fezabil în fața celorlalte variante de dezvoltare surse de energie electrică în Republica Moldova. La Institutul Energetic a fost efectuat un studiu prin care s-a demonstrat că dacă energia produsă de surse regenerabile este egală după valoare cu cererea de energie anuală, atunci din sursele regenerabile pot fi acoperite direct cererea la nivelul de 70%. Celelalte 30% trebuie să fie acoperite din surse tradiționale sau alte surse. Și drept urmare, au fost examinate 7 scenarii, după cum le vedeți. Deci primele două corespund utilizarea energiei peste 70% în
în interiorul sus sistemele de stocare a energiei. A treilea scenariu este 70% din sursele generale plus 30% energie vine de la turbinele pe gaze care acoperă cererea. 100% turbine de gaze, scenariul linii de bază și a fost examinate scenariile care sunt promovate la Manuel în Republica Moldova. Ele sunt legate de construcția interconexiunii cu România și aici sunt ratate valoarea diferenței prețului la energie din est și vest. În partea dreaptă vedeți un grafic în care se vede evoluția prețului la energie electrică est-vest la frontiera Republicii Moldova și diferența dintre aceste prețuri. Către 2016 noi vedem, avem un 0,6, dar după 2016 merge evoluția spre aceea că prețul la energie din vest devine mai scump din acea din est. Totodată. Deci, pentru efectuarea calculului a fost dezvoltat un model respectiv, care este încercat în studiile efectuate cu Banca Mondială. El a fost, pur și simplu, actualizat acest model. Pentru surse regenerabile, până 2019 au fost aplicate prețuri care sunt cunoscute deci de ANRE, adică promovate de ANRE, iar după 2020 prețul energiei produse de SRE depinde de investiții specifice, costă de operare și mentenanță și de rata de rentabilitate asupra investițiilor nete. Deci, ponderea surselor fotovoltaice în tandemul surselor eoliene plus surse fotovoltaice reprezintă 16%, 16,4%. Nivel stabilit, să zicem, în sistemul electromagnetic al României în 2016. Deci, aici vedeți cum au fost implementate sursele regenerabile de energie pe parcursul anului. Deci, pornind cu anul 2020 până 2040, avem 100% acoperire a cererii. Fiecare scenariu a fost examinat în mai multe variante de date inițiale. Important este că ceea ce urmează în continuare, important este varianta 3, în care se presupune că prețul la, adică investițiile specifice pentru sursele eoliane ar cădea de la 1455 la 750. Vedem că pentru toate variantele investiții specifice pentru sursele fotovoltaice rămân așa aceleași. Deci, factorul de emisii de rețea a fost egal, luat egal pentru toate țările, Ucraina, România și Republica Moldova și egal cu factorul de emisie a gazului natural. La justificare scenariul de, cu surse regenerabile, prețul energiei produse nu ia în considerație energie produsă extra acoperirii directe a cererii. Aici vedem rezultatele obținute. Deci, vedem primele două scenarii. Avem prețuri mari. Așa, scenariu care mult interesează 70% surse regenerabile plus 30% turbine pe gaze. Este relativ unul mediu între cele care urmează. Așa, deci, vedem sursele, scenariul care la moment este dezvoltat, adică scenariul asincron de racordare a sistemului electric național la cel românesc. Deci are un preț mai mic decât acest scenariu și în aceste condiții clar că apare întrebarea în ce condiții acest scenariu ar putea fi competitiv cu scenariile care la moment se promovează. Iată, aici vedem graficul, deci, figura punctată albastru, vedem că la combinația de date inițiale corespundă variante 3, așa, avem o apropiere de către scenariul asincron, așa, și deci, iată aici se vede mult mai bine, și deci prețul unui ton CO2 redus care duce la egalare după costuri a scenariul 3, adică 70% de SRE plus 30% turbine gonadă și scenariul asincron 6, este văzut aici. Și vedem că în varianta 3 avem un preț la, deci, de carbon
destul de mic. Deci, aici... Minute. Da. Deci, la moment... deci, bine, atunci trec la concluzie, dacă avem 2 minute. Deci, scenariul 100% surse regenerabile de energie asigură o securitate energetică mult mai înaltă decât scenariul asincron de racordare la energie, deoarece el este bazat pe sursele proprii. Totodată, scenariul 100% surse regenerabile se distinge prin reducerea emisiilor de GES cu 45% mai mici decât scenariul asincron. Rudelul aceasta, el merită toată atenția spre a fi promovat. Totodată, scenariul propus în lucrare are sos de izbândă următoarele condiții. Construcția de capacități eoliene și fotovoltaice, energie produsă a cărui este egală cu cererea de energie electrică anuală. Construcția de centrale electrice în bază turbinelor de gaze, puterea cărora este aproximativ egală cu puterea maximă a cererii, și care lucrează la un factor de sarcini de circa 19%. Investiție specific pentru construcția surselor eoliene de energie electrică constituie circa $750 pe kilowatt, valori așteptate a fi atinse în viitor, conform IRENA. Justificarea scenariului 70+30 TG în fața scenariului asincron de racordare la înțeles are loc în conceptul disponibilității în vizării reducerii CO2 la un preț de ce depășește, nu depășește $27.4 pe ton CO2. Pentru comparație, prețul maxim înregistrat în Uniunea Europeană la data de 11.09.2012 pentru o tonă de reducere a emisiei de CO2 a fost de circa $28 pe tonă CO2. Deci, acest scenariu este un scenariu care asigură securitatea energetică a țării, plus aduce o reducere însemnată a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru întestularea, pentru atingerea obiectivelor contribuției naționale determinate. Eu vă mulțumesc. Mulțumim domnului comendant și trecem la următoarea lucrare. Următoarea lucrare are titlul Electricity Price Forecast Using Machine Learning. Este elaborată de domnul Petrică Rădan, Florin Emilia Ceaușu, Bogdan Ștefan Achim, Andrei Stan, Marian Pagu Tiberiu. Prezintă? Cine prezintă? Avem pe cineva care să prezinte? Eventual să deschideți microfonul. Da, e deschis. Da, domnul Rădan. Gata. Auziți acum? Tot e în regulă? Da, da. Ok. Bună dimineața, numele meu este Petrică Rădan, sunt market analyst la Tractor Bell Engineering. Astăzi o să vă prezint o modalitate prin care putem face prognoza prețului la energie electrică pentru piața de pe ziua următoare, folosind tehnici de machine learning. O să vă prezint noțiuni de bază despre machine learning și să spunem procesul complet ce trebuie parcurs pentru a genera o prognoză de preț în acest sens. Dacă discutăm despre machine learning, acestea se pot clasifica, să spunem, în 3 mari domenii. Acestea sunt învățare supervizată, învățare nesupervizată și învățare consolidată. Machine learning este, să spunem, un domeniu foarte mare și acesta cuprinde sub alte 3 domenii, să spunem, principale, unde avem inteligența artificială, machine learning și deep learning. Ca și exemple de inteligență artificială, ea este folosită, de exemplu, în cazul roboților, precum robotul Sofia. Machine learning se poate folosi, de exemplu, la prognoze și deep learning reprezintă, în principal, rețelele neuronale.
Dacă ar trebui să facem o comparație între programarea tradițională și machine learning, ele se deosebesc în primul rând prin modul de, să spunem, de funcționare. În cazul programării tradiționale, unde introducem date și reguli pentru a obține niște răspunsuri, în cazul machine learning va trebui să procedăm chiar invers, introducem date și răspunsuri pentru a obține, să spunem, un model de prognoză, cum e cazul nostru, sau anumite reguli. Cumva ne folosim de date și de răspunsuri pentru a obține acest model. Și o să încerc să vi-l explic mai departe. În cazul în care avem o regresie liniară, pe noi machine learning ne ajută să obținem termenii B0 și B1, care reprezintă intercepția și panta automat, X-ul fiind la noi variabila independentă, de exemplu. Și astfel încât machine learning încearcă să găsească care ar fi cea mai bună, să spunem, linie care are cea mai bună potrivire în setul nostru de date. Și face acest lucru prin minimizând erorile, prin diferența de, să spunem, valoare reală minus valoare prognozată la pătrat. Acum o să încerc să vă prezint tot procesul prin care trebuie să trecem pentru a genera o prognoză cu machine learning. Avem primul pas de achiziția de date, pasul 2 de validarea datelor și prepararea datelor, pasul 3 de feature engineering, în care selectăm ce caracteristici sau ce variabile folosim în modelul de predicție, o parte de procesare în care scalăm datele, avem după aceea antrenarea și o primă prognoză, după aceea avem evaluarea modelului de prognoză, avem o ajustare a parametrilor de funcționare a modelului și după aceea alegem modelul final. Și cu acest model final realizăm predicția finală a prețului, să spunem. Când vine vorba de achiziție de date, noi am folosit date pe perioadă de 6 ani. Aceste date sunt obținute de la OCOM cu o rezoluție orară. În grafic se vede evoluția prețului din anul 2015, undeva până în martie, aprilie, și cum se vede, prețul cam scade în luna martie. Următorul proces reprezintă, să spunem, verificarea datelor. Trebuie să ne asigurăm că nu există nicio dată lipsă în setul nostru de date. Și astfel, pentru modelul de prognoză au fost obținute prețurile istorice de la OCOM, prețuri și volume tranzacționate, iar de la Transelectric am obținut, să spunem, prognoza de consum, prognoza consumul actual și energia produsă pentru diferite surse pe care le avem în România. Și am observat, de exemplu, în cazul Transelectrica, în cazul consumului actual, că avem în perioada de 6 ani minus 189 de valori. Aceste valori au fost înlocuite cu niște valori obținute prin interpolarea datelor. Am făcut o funcție de interpolare și am înlocuit aceste valori pentru a avea setul de date complet. În cadrul procesului de feature engineering trebuie să căutăm care sunt cele mai importante valori pentru a fi luate în considerare în modelul de prognoză. Și după cum se vede, volumul, să spunem, care e tranzacționat în piață, PZU, este foarte important. De asemenea, prognoza de consum pentru ziua următoare are corelație cu prețul de 61%. De asemenea, e foarte important și producerea de energie din surse regenerabile, cât și importul și exportul la nivel de țară cu celelalte țări. Astfel, calculând un coeficient Pearson, putem să observăm care sunt cele mai importante caracteristici care pot fi folosite în model de prognoză. Și cum se poate observa în graficul acesta, consumul de energie corelat cu prețul sunt destul de bine corelate între ele. După aceea, la pre-processing, pentru că, să spunem, valorile au dimensiuni diferite
și o scală diferită, a trebuit să le aducem la acea scară și atunci le-am normalizat. Și folosim o funcție dintr-o librărie numită scikit-learn, prin care practic scalăm aceste date între 0 și 1. Spunem în procesul de, în etapa de model training and prediction, folosim un cross-validation, se numește, prin care din tot întreg setul nostru de date, o parte din date este folosit pentru antrenare și o parte pentru testare. Doar că parcurgem acest set de date din aproape în aproape. Iar după ce terminăm acest proces, obținem niște, să spunem, niște predicții provizorii, prin care vedem fiecare model de prognoză cam ce eroare are sau cât de precis este. Și după aceea, după ce verificăm cu formulele, să spunem, pentru prognoză, cum ar fi, să spunem, eroare medie pătratică sau eroare medie absolută, dar normalizată, sau eroare medie procentuală, obținem modelul cu cea mai mică eroare. În cazul nostru este modelul RICH. Ca și alte modele de comparație, avem, să spunem, regresie lineară, RICH, avem gradient boosting method, arbor decizional și rețele neuronale. După ce obținem, să spunem, modelul cu cea mai mică eroare, mai putem totuși ajusta acest model prin diferite coeficienți. Acest model mai vin cu niște coeficienți suplimentari prin care pur și simplu iterăm acești coeficienți în încercarea de a obține o eroare cât mai mică. Aveți două minute. Ok, mai imediat. Sunt două metode. O metodă se numește GRID și o metodă RANDOM prin care se pot obține acești coeficienți. După ce ajustez acești parametri, verific din nou care sunt cele mai mici erori și atunci selectez, să spunem, modelul cu cea mai mică eroare. Și practic folosesc acest model final pentru prognoza prețului final la energie electrică și în cazul nostru avem o comparație între prețul real, care este cu albastru, și prognoza prețului la energie cu modelul RICH. Și aici sunt prezentate rezultatele de head market cu RICH model. Și în partea dreaptă sunt prezentate erorile, care pot fi cuprinse pentru anumite intervale între 3%, 2% și ajungând până la 20%. Ok, am terminat. Mulțumim domnului Rădan, foarte interesant. Și urmează următoarea prezentare, prezentarea 1.6, About Hidden CO2 Emissions, prezintă domnul Tuțuianu Ovidiu de la CRCM. Domnul Tuțuianu? Alo, bună ziua! Da. Mă auziți acum, mă vedeți? Bună ziua! Începeți, domnul Tuțuianu. Da, imediat.
am niște probleme, dar imediat s-a întâmplat o chestie ciudată. A apărut? Nu. La mine este. Trebuie să dați share screen. Da, da. Am dat și... Nu mai găsesc share screen-ul. Dar la mine a apărut. Este. Share screen-ul este în partea de jos a ecranului. Da, jos, dar nu mai apare. Selectați fișierul pe care doriți să-l afișați. Din săgeata sus. Bun. Nu, să ne dea nouă. Dar mie mi-a apărut, dar nu mai... Am găsit share screen-ul, da? Da, dar nu mai găsesc acum. Domnul Țuțuianu, da. Suntem foarte, foarte constrânși cu timpul. Da, da. Trecem la lucrarea următoare, mai încercați asta și la sfârșit eventual. Da? Mă scuzați că nu știu ce s-a întâmplat în calculatorul. Trecem la următoarea lucrare, 1.7, Distributed Generation, Opportunity to Increase Energy Security. Autor Mihai Târșu, Dumitru Zaitsev și Irina Colub, Institutul Energetic al Moldovei. Bună ziua! Bună ziua! Se aude? Se aude, se aude. Da, deci lucrarea se vede? Nu se vede. Acum? Nici acum. Se vede, se vede. Se vede, da? Este bine. Atunci, deci, lucrarea este numită generarea distribuită, care de fapt ar constitui o oportunitate pentru Republica Moldova de creștere a securității energetice a țării. Deci nu este tainic că securitatea energetică este un factor foarte important pentru orice țară, inclusiv și pentru Republica Moldova, care ne bucură că factorii de decizie sunt dispuși să crească nivelul de securitate energetică și, în primul rând, pun accentul pe sursele de generare locale. Deci, în lucrarea dată, noi am avut ca scop ca să estimăm impactul dezvoltării surselor de generare distribuită asupra nivelului de securitate energetică. Pentru început, aș vrea să prezint o situație generală în domeniul Republicii Moldova, care, după cum vedem aici, este pentru anul 2018, este distribuția consumului de surse energetice a Moldovei pe componente, care, de fapt, pe perioada mai multor ani rămâne practic la același nivel. Și de menționat faptul, după cum a zis și domnul comandant, practic 5% din sursele de energie consumate sunt de import. Iar dacă ne referim la energia electrică, atunci în jur de 80% de import, iar aici vedem
distribuția, deci ponderea de contribuire a diferitor surse de energie electrică la acoperirea cererii de energie, de asemenea pentru anul 2018. În lucrare, deci noi ne-am axat deci pe a treia componentă care a fost identificată ca posibilitate de creștere a securității energetice a țării. Deci primele două, sigur că sunt dezvoltarea de centrale electrice locale, creșterea cotei de utilizare a și noi ne-am axat pe implementarea să fie cu generare. Pentru realizarea acestei analize am identificat că foarte oportună pentru acest principiu ar fi utilizarea miniceturilor în Republica Moldova, care de fapt are următoarele avantaje. Deci putem avea deci, simultan energie electrică, termică sau frig, posibilitatea de a le construi foarte rapid, recuperarea rapidă a investițiilor, deci consum redus de combustibil și durata extinsă de exploatare a echipamentului, alături de securitate ecologică. Deci, pentru a analiza posibilitatea implementării acestor miniceturi în Republica Moldova, deci a fost făcută o analiză în baza cărora ca factori de intrare, ca date de intrare, deci s-a luat în primul rând regimul de funcționare pentru sistemul electroenergetic la începutul, deci pentru perioada anului 2015, pentru regimul de vară și, deci maximum de iarnă și minimum de vară, s-a utilizat un soft specializat pentru acest scop, iar puterea termică și electrică a surselor de generare a fost calculată reieșind din suprafața clădirilor existente, în baza datelor statistice pentru anul 2017. Iar puterea CET-urilor a fost configurată reieșind din gama standard de producere a firmelor, a producătorilor mondiali care sunt recunoscuți în toată lumea, pentru ca să acoperim sarcina maximă. Deci aici este prezentată lista deci orașelor din Republica Moldova, care dețin clădiri multietajate, pentru acestea a fost calculat necesarul de energie și acesta s-a considerat numai jumătate ca posibil de termoficat de 50% și astfel noi am determinat deci ultima coloniță, dacă ne uităm pe dreapta, deci care ar fi capacitatea necesară a surselor de generare. Deci pe partea termică și s-a obținut o cifră de 174 de gigacalorii, ce practic ar constitui cam 15 sau 20% din consumul actual. Pe partea electrică, deci, fiindcă sunt în cogenerare, pentru aceleași suprafețe am identificat că ar putea însuma o capacitate instalată de în jur 193 de megawatts și s-au analizat în lucrare cum vor varia fluxurile de pierderilor de energie comparativ cu regimul actual de bază și pentru maximum de iarnă s-a identificat că practic avem diminuări de pierderi pentru toate liniile prin care sunt conectate aceste orașe la sistemul electroenergetic, cu excepția unui singur oraș, iar
pentru regimul de vară, practic, deci avem în totalmente reducere de pierderi pentru energie electrică în toate liniile. Ca rezultate de ceea ce avem prezentat comparativ pe categoriile de linii de tensiune înaltă, cum variază pierderile de energie, vedem aici că pentru implementarea generării distribuite avem reduceri de pierderi pe toate liniile, atât pentru regimul de iarnă, cât și pentru cel de vară. Și un alt rezultat este, deci, pierderile de energie pentru regimul de vară. Cel precedent, îmi cer scuze, a fost de iarnă, dar aici este cel de vară. Vedem că la fel avem reduceri de pierderi de energie. Deci, și ca să concluzionăm, deci, dacă implementăm acest principiu de generare distribuită cu utilizarea echipamentelor care se produc în serie pentru asigurarea cel puțin cu 50% din suprafețele existente în oraș cu energie termică, deci noi am putea crește capacitatea de generare cu 192 de megawatts, iar pierderile de energie în rețele megawatts în regim de vară și cu 4,3 în regim de iarnă. Reducerea importului de energie în cazul dat va constitui în jur de 1680 de milioane kilowatt sau cu 50% față de cel existent și totodată noi vom contribui la dezvoltarea serviciilor suplimentare, cum este asigurarea cu frig și sigur că creșterea securității energetice. Eu vă mulțumesc și sper că m-am încadrat în timpul alocat. Așa. Alte nu contăzie. Este așa. Deci, trecem la următoarea lucrare. Mulțumim domnului inginer. Trecem la următoarea lucrare. It's time for offshore wind and offshore HVDC at Black Sea. Iulian Oleș, Politehnica București. Mai erau două lucrări înainte. Sărim peste ele? Revenim. Revenim, da? Revenim. Da? Da, da. Da, da, da. Bine. Vă rog, domnule. Mă auziți? Mă vedeți? Da, da. Lucrarea se vede? Da. Deci, lucrarea, pot să prezint în engleză, da? În română. În română? Da. Asta e regula. În română. Deci România și-a asumat un target pentru anul 2030 de 30,7% energie regenerabilă din totalitatea, din suma de energie produsă în sistem. Sunt eforturi importante de 20 de ani în cadrul Uniunii Europene
într-un context în care tehnologia în acest sector nu și-a atins maturitatea. Există un studiu al Băncii Mondiale prin care se precizează că România are o mare oportunitate de a-și dezvolta potențialul de energie prin parcuri eoliene offshore la nivelul Mării Negre. Se precizează că acest potențial pentru parcuri fixe este de 22 de gigawați, iar pentru parcuri mobile de 50 de gigawați. Suma celor două valori ne dă 70 de kilowați care ar putea face din România un exportator net de energie. În această lucrare eu încerc să prezint oportunitatea de a capitaliza, de a face ca această energie pentru surse fixe și surse plutitoare să poată fi implementată și utilizând sistemele HVDC de transport a energiei electrice produse. Utilizarea cablurilor în curent continuu reprezintă soluția optimă, dar sunt costuri mari cu construcția și instalarea convertoarelor. Această tehnologie se numește HVDC și vom traduce în română transport în curent continuu la înaltă tensiune. Este de notat că cablurile în curent alternativ la trecerea primare au pierderi foarte mari și nu se recomandă să se facă conexiuni din parcurile eoliene offshore. Lucrarea încearcă să analizeze parametrii, oportunitatea și contextul instalării de parcuri eoliene offshore la Marea Neagră. Aici avem 5 tipuri de soluții de generare de turbine pentru instalarea în mare la nivelul plutitor, deci soluții plutitoare offshore. Una dintre ele, soluția Highwind, care combină elemente de plutire cu elemente de balast, în așa fel cât această eoliană stă singură în mare, vertical, bineînțeles, ancorată în mare. Este una dintre soluțiile cele mai noi. Aici am prezentat resursele de vânt ale României la înălțimea de 50 de metri și se observă că soluția pe zonele cu cel mai mari potențial nu sunt exploatate. E vorba chiar de zona Mării Negre. Ca material și ca metodă am analizat potențialul Mării Negre, soluții de turbine, parametrii generatoarelor, soluții de conexiune. În final, soluțiile pentru offshore wind și offshore HVDC trebuie să analizeze împreună toți acești parametri menționați. Rezultate. În zona Mării Negre, viteza vântului este de la 6,5 metri pe secundă la 7,75 metri pe secundă. Se estimează că din puterea generatoarelor, la o asemenea viteză a vântului, se utilizează cam între 25-50% din puterea nominală. Există niște valori specifice pentru a caracteriza soluția eoliană la Marea Neagră, și anume U100, care înseamnă viteza vântului la 100 de metri, care am precizat că este în jurul valorii de 6,5 metri pe secundă, și densitatea de putere,
WDP, care este în jur de 400 de wați pe metru pătrat. Trebuie precizat că se aleg în funcție de soluția locală turbinele adecvate, la fel cu soluția de conectare HVDC sau HVAC, AC, adică în curent alternativ. Aici am prezentat dependența puterii generate de viteza vântului, sau în general este valabilă pentru orice tip de generator, dar atunci când ne gândim că acest tip de generator își atinge puterea nominală la 13 metri pe secundă, înseamnă că noi ne situăm undeva la mijloc. Mai aveți 3 minute. Da, mă încadrez. Parametrii uzuali ai vitezei vântului, deci ai vântului, sunt viteza și densitatea la 100 de metri înălțime. Pentru modelare, aici se precizează componentele costurilor pentru fiecare etapă de montare. Ca soluții, există două soluții. HVDC LCC, care reprezintă componentele cele mai importante, convertoarele, se bazează pe tiristoare, și VCC, care utilizează IGBT. Concluzii. Marea Neagră oferă soluții la viteze între soluții eoliene la viteze între 6,5 metri pe secundă și 7,75 metri pe secundă. Pentru a utiliza acest potențial, este bine să dezvoltăm proiecte pilot sau să testăm cu un număr limitat de turbine soluții locale, pentru că diferă viteza vântului în diferite zone ale Mării Negre. Și este indicat să considerăm și posibilitatea de a exista, de a se fabrica noi soluții de turbine pentru vitezele ale vântului de la noi. Articolul acesta se realizează în cadrul proiectului A Succes, proiect cofinanțat prin Fondul Social European, Capital Uman, axa prioritară 6, educație și competențe, partener CNR-CME. Mulțumim. Mulțumim foarte mult domnului inginer Oleș și trecem la următoarea lucrare. Modeling of Distributed Generation, Dumitru Cenușcă, Radu Dumitru Pentiuc și Eugen Hoculele, Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava. Bună ziua, mă auziți? Da. Voi șerui. Domnul Cenușcă. Da, se vede. Vede. În regulă? Da. Bună ziua, mă numesc Dumitru Cernușcă și prezint lucrarea, modelarea în MATLAB Simulink a generării distribuite. Lucrarea are ca scop determinarea caracteristicilor cu privire la parametrii generatoarelor distribuite, atât eoliene cât și fotovoltaice, asupra unui grup de 3 locuințe racordate la rețea. Determinarea caracteristicilor se va realiza în programul de modelare MATLAB Simulink și va fi analizat modul de funcționare a surselor regenerabile de energie asupra consumului din locuințe, dar și efectele asupra rețelei de joasă și medie tensiune. În lucrare vor fi prezentate caracteristici concretizate la variația consumului locuințelor pe o perioadă de 2 săptămâni, din 2 anotimpuri diferite, vară-iarnă. Vor fi prezentate curbele de producere a generatoarelor distribuite, parametrii rețelei de medie tensiune, dar și de joasă tensiune, de la început de linie și de la sfârșit de linie, dar și distribuția puterilor produse și consumate față de rețea. În cadrul laboratorului de cercetare s-a realizat un model funcțional bazat pe simularea generatoarelor distribuite, un grid,
cu 3 consumatori aflați la distanțe diferite. Acest model de simulare realizat în programul MATLAB Simulink, iar schema de funcționare e prezentată în figura 1. Schema modelului are în componența sa rețeaua trifazată de 20 de kV, simulată printr-un bloc, un transformator de 100 kV de la 20 de kV la 0,4, la fel simulat printr-un bloc de simulare. Liniile electrice aeriene având lungimi diferite, modelate prin intermediul blocului portocaliu, și consumatorii casnici, utilizând blocul tri-phase dynamic load, în care tensiunea și frecvența sunt de 400 de volți, respectiv 50 de Hz. Scuzați. Prosumatorii sunt modelați urmând același principiu ca și consumatorii, fiind necesară crearea două subsisteme, unul reprezentând consumatorul conform curbei de consum specifice și o curbă de producere conform generatorului distribuit. În cazul de față, unul este panou fotovoltaic și celălalt o turbină eoliană. Pornind de la acest bloc, de la această schemă, se pot analiza mulți parametri, fiind nevoie de crearea unor subsisteme pentru măsurarea acestora, precum și determinarea puterilor active și reactive atât la consumatori cât și la prosumatori, determinarea factorului de putere la început de linie și la sfârșit de linie, dar și puterile active și reactive ale rețelei de joasă tensiune. Pornind de la modelul funcțional realizat, au fost simulate două tipuri de generatoare distribuite, cum am precizat, un panou fotovoltaic de 300 de W și o turbină eoliană de 3 kW, fiind considerat un microgrid. Rețeaua de alimentare a consumatorilor locuințelor este de 0,4 kV, fiind transformată de la media de la 20 kV printr-un transformator de 100 de kV. Distanțele liniilor fiind considerate de 0,4 km, 0,12 km și respectiv 800 de metri. Simularea s-a realizat pe două intervale de timp, cum am precizat, pentru o săptămână din iarnă și o săptămână în perioada de vară. Curbele de consum și curbele de producere ale generatorilor distribuite sunt generate orar pe un interval de 336 de ore, reprezintând cele două săptămâni. În figura 2 reprezintă tensiunile de la începutul liniei, după transformator, și cea de la sfârșitul liniei electrice, fiind măsurat la ultimul consumator. Iar în figura 3 curentul pe fază. Factorii de putere au fost măsurați în mai multe puncte. Primul factor de putere, primul cost de fi a fost măsurat înainte de transformator, al doilea, adică înainte de transformator la 20 kV, al doilea cost de fi măsurat la început de linie la joasă tensiune și al treilea măsurat la capătul linii la ultimul consumator. Se poate observa în figura 4. În figura 5 sunt prezentate curbele de producere ale generatoarelor distribuite, cel cu roșu fiind panoul fotovoltaic, iar cel albastru fiind pentru turbina eoliană. În figura 6 sunt prezentate puterile active și reactive consumate în cazul primei locuințe pentru cele două săptămâni. Puterea activă medie consumată e undeva la 210 volți, W, iar cea reactivă undeva în medie de 102 var. Locuința respectivă dispune și de un sistem fotovoltaic cu un singur panou de puterea instalată de 300 de W. Locuința a doua, din figura 7, nu dispune de un sistem suplimentar. Media puterilor este de 168 W putere activă, iar reactivă 82 de bar.
În cazul celui de-a treia locuințe, această locuință dispune de un sistem suplimentar de producere a energiei electrice, fiind vorba de acea turbină de 3 kW. Curba de producere a energiei se poate observa în figura 5, care am trecut deja, fiind curba de culoare albastru. Media puterilor pentru această locuință fiind de 269 W, putere activă și 131 V reactiv la putere reactivă. În figura 9 este reprezentat schimbul de puteri cu rețeaua electrică. Atunci când când aceste valori sunt pozitive, se absorbe energie electrică din rețea, iar când bineînțeles că e negativ, instalația de generare distribuită produce mai multă energie electrică decât este necesară, surplusul fiind injectat în rețea. Dragi concluzii, simularea modelului funcțional s-a realizat pe 3 consumatori diferiți, dintre care doar unul este consumator și cei 2 sunt prosumeri. Modelul funcțional al generării distribuite este considerat un microgrid, în care consumatorii preiau energie electrică, nu doar din rețea, și din generatoarele distribuite instalate. Simularea s-a realizat pe o perioadă de 336 de ore, pe 2 săptămâni, în primele 168 de ore fiind în perioada de iarnă, iar următoarele ore fiind în perioada din vară. Se pot observa curbele de producere ale generatoarelor distribuite în aceste perioade, atât la turbina eoliană, cât și la sistemul panoului fotovoltaic. Din figura 5 se pot observa diferențele de zi și noapte. Vizualizând graficul schimbului de puteri cu rețeaua, se pot observa și puteri negative, ceea ce înseamnă că generatoarele distribuite generează mai multă energie electrică decât consumă, decât cea consumată, fapt care reprezintă injectarea în rețea surplusului de energie. Potrivit graficului din figura 4, se observă caracteristicile factorului de putere la tensiunea de 20 kV, la 0,4 kV, la început de linie și la sfârșit de linie. Chiar dacă valoarea ideală a factorului de putere este 1, în cazul de față acesta se duce și în 0 uneori, fapt datorat puterii active consumate, care uneori este egală cu puterea activă produsă, aceasta anulându-se, iar puterea reactivă are valori pozitive. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim domnului Cernușcă și trecem la următoarea lucrare, care înțeleg că o prezentați tot dumneavoastră. Va prezenta colegul meu, Alexandru Muraru, care e și lucrarea lui. Da. Da, este și el. Am înțeles, nu e trecut aici. Design of Renewable Energy Supply System for a Student Dormitory. Da, Alex, preia tu. Bună ziua, se aude? Se aude. Regulă. Ok. Dacă se vede prezentarea, vă rog să-mi confirmați. Da, se vede. Bună ziua, mă numesc Muraru Alexandru și am să prezint proiectarea unui sistem de alimentare cu energie electrică din surse regenerabile pentru un cămin studențesc din campusul universității. Această lucrare își propune studiul instalației electrice a căminului studențesc, pentru care se va proiecta un sistem de alimentare cu energie electrică din surse regenerabile. Lucrarea prezintă câteva aspecte generale ale teoriei proiectării unui sistem fotovoltaic și analiza instalației electrice. Studiul urmărește de asemenea consumul și eficiența energetică. Reducerea consumului de energie electrică și a costurilor acestea reprezintă un interes evident atât pentru individ cât și pentru societate. Ca rezolvarea acestor cerințe s-au dezvoltat sistemele de producere a energiei electrice cu ajutorul panourilor fotovoltaice. Panourile fotovoltaice permit producerea energiei electrice din lumina soarelui. Ele vin în mai multe tehnologii de construcție, monocristal formate dintr-o singură structură unitară cristalină, policristal distinctive după marginile și granulele din celula solară și subțiri, tin film.
Pentru monitorizarea parametrilor energiei electrice din instalație s-a folosit un analizor de putere la Chauvin Arnault, modelul 8334. Acesta, din urmă, a fost instalat în tabloul principal de alimentare al clădirii. Poze din timpul montării. Analizorul de putere, după montare, a înregistrat pe o perioadă de 7 zile următorii parametri: coeficienții total de distorsiune, tensiunile pe cele 3 faze, curenții pe cele 3 faze, puterea aparentă, puterea activă, puterea reactivă și factorul de putere. Schemele de conexiuni folosite în instalarea aparatului sunt cele din figura 2. Rezultatele măsurătorii. În figura 3, stânga, tensiunile pe cele 3 faze, cea din dreapta sunt coeficienții de distorsiune a tensiunii. În figura 4, curenții pe cele 3 faze și coeficienții de distorsiune a curentului, la fel, pe cele 3 faze. Consultând ordinul ANRE 28, standardul de performanță a serviciului pentru distribuția energiei electrice, în capitolul 6 găsim calitatea tehnică a energiei electrice. Tabelul numărul 1 ne prezintă limitele admise ale tensiunii în rețelele de joasă tensiune, care este în plaja plus minus 5% față de tensiunea nominală. Din măsurătorile efectuate, se observă că tensiunea în instalația căminului se încadrează în standardele ANRE.